Un alt act important adoptat astăzi în ședința de guvern este vorba despre o hotărâre de guvern privind relocarea unor refugiați în perioada 2018-2019 pe teritoriul țării noastre. România va primi în această perioadă, 2018-2019, 109 refugiați de origine siriană aflați provizoriu în Turcia, repet, cifra 109. Această hotărâre este luată conform cotei de relocare stabilită prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiaților din România și se împarte așa. Pentru anul 2018 este vorba despre 40 de refugiați de origine siriană aflați în Turcia, iar pentru anul 2019 sunt 69 de refugiați, 40 reprezintă cota anuală și ceilalți 29 sunt refugiați care nu au fost relocați conform angajamentelor asumate anterior de țara noastră în perioada 2014-2015.